Ba capul pe ușă și era tata cu Milică. Veneau spre mine. Nu știam ce să fac, m-am panicat. Am lăsat alea acolo și am intrat în WC-ul din curte. Era la 2 metri de camera aia în construcție. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, v-am povestit data trecută cum era să ne prindă paznicul în magazie acolo. Doar norocul ne-a scăpat fără să fim prinși. Dacă nu ați văzut povestea, apăsați aici undeva pe sus. În povestea de azi aflăm ce s-a întâmplat mai departe. Noi în copilărie aveam mulți prieteni. Toți gravitau în jurul nostru. Noi eram lipiciul care îi ținea pe toți la oaltă. Era Mucea, primul nostru prieten de pe stradă. Bine, să fiu sincer, eu am mai avut un prieten pe când eram foarte mic. Aveam 3 ani și un pic. Aveam un vecin acolo, Ionuț, cam de vârstă cu mine. Dar asta e altă poveste. Și cum spuneam, era Mucea, Costa făcea numai prostii. Săream la oameni în curte, furam cireșe și struguri, făceam concursuri de sărituri, pe sol și la înălțime, cam orice puteai face în aer liber. Orice în afară de sporturi, fotbal, tenis de picior, ping-pong, erau ca tămâia pentru drac, fugea de ele ca pisica de apă. Din când în când, ne mai uitam cu el și la desene animate, un film cu karate și cam atât. Pe de altă parte, morlocul era opusul lui. Cu el ne uitam la filme, desene, ne jucam toată ziua jocuri pe televizor și fotbal. Pe ăsta îl cunoșteam de când avea 3 ani și mergea pe stradă îmbrăcat în hainele sorsa mai mare, de ziceai că e fetiță. Mai târziu au apărut un peisaj și Mutălanu și Costel. Ăștia erau la fel ca morlocul, doar că nu erau așa fricoși ca el și aveau și puțin din Mucea. Se urcau și ei în copaci, mai săreau și din ei, ce mai, era o combinație între Mucea și morlocul, combinație perfectă pentru noi. Bine, aveau și ei multe defecte și existau și dezavantaje. Dar cum Mucea venea doar în weekenduri și vacanțe și morocul la 8 ani s-a mutat la bloc, ei au devenit cei mai buni prieteni ai noștri. Pe lângă ei, care au fost mereu acolo, mai erau Miții, Asu, Alex, Chelie și Șercan. Chelie era mai mult prieten cu Mutălanu, Șercan mai mult cu Mucea. Mai erau colegii mei și a lui Senciuc, care în anumite perioade deveneau prieteni și în afara școlii. Naltu, Șoldi, Kitzerman și Frasu, Pardalian, Ceașcă, plus mulți alții cu care ne întâlneam pe terenul de fotbal. Mai era și Nicu și Nelu, tot așa, la fotbal sau la ping-pong. Mai era și Caponaru și încă câțiva despre care o să vorbim în alte povești. Pe lângă toți copiii cam de vârsta noastră, mai era și Milică, un fel de mentor pentru noi. Bursucu, care deși era cu 10-15 ani mai mare ca noi, era piesă importantă din echipa noastră de fotbal. Înainte să continuăm, vreau să vă urez un Paște fericit tuturor alături de cei dragi. Și aveți atenție la mâncare și la băutură, să nu exagerați. Și dacă vă plac poveștile animate, puteți găsi povești interesante și pe canalul Aventurile lui Nick. Aruncați un ochi acolo. Și dacă vă place, dați și voi un subscribe și lăsați un comentariu cu de la Gigi. Și dacă vă plac animațiile în general, trebuie să vizionați acest canal neapărat. Canalul se numește Leafpo și găsiți animații drăguțe și interesante acolo. Hai cu un subscribe și un comentariu cu de la Gigi. Aveți linkurile canalelor în descriere. Acum să trecem la treburile noastre. Răspunsul la quizul de săptămâna trecută era ce? Ion. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Câte bobine am ascuns în curte în total? A. 5 B. 8 sau C. 7? Lasă răspunsul repede în comentarii. Ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Și pe când aveam eu vreo 9-10 ani, era și Ionică. Lucra la tata la garaj. Stătea acolo pe stradă și avea vreo 19 ani pe atunci. Venea cu tata peste tot, era nelipsit. Când plecam la țară, venea și el. Și toată ziua stătea cu noi, ziceai că e fratele nostru mai mare. După ce s-a cuplat cu sorsa lui morlocu, intrase în gașca noastră, nu mai scăpam de el. Când nu era măsa acasă, că și aia era un fel de dracu în persoană, ca mamaia lui morlocu, stăteam toată ziua pe la el. Morlocu și Senciu chiar au dormit la el de câteva ori. Și la un moment dat, a auzit el că se caută oameni pentru vase de croazieră și erau și românii acceptați. Luai o coruță de bani, dar trebuia să știe engleza perfect. El nu știa nici când noi. Dar asta nu l-a oprit și a cumpărat câteva cărți de engleză și câteva casete audio și s-a pus cu burta pe carte. Mai toată lumea râdea de el și nimeni nu credea că ce spune e adevărat. De multe ori mintea lui ăsta o lua pe arătură, le înflorea pe alea înflorite deja. Și unde zici că pleci, băiete? La pescuit de scoici? E vas de croazieră, Milică, cel mai mare vas. Eu cred că te duci să dai la rame. Ce rame, Milică? Da, alea ca în filmele cu sclavi. N-ați văzut ce mușchi avea oia? Îl vedem și pe ăsta cu bradul de 50 când vine. Băi, Ionică, am eu grijă de gagică ta până vii?
Ce grijă să ai tu, mă? Tu te dai la ea cu mine aici. Îi țin de urât. Ce nu face fratele tău pentru tine? Tu ei, ea îți ține ție? Dar așa urât e, mă? Cine Milică? Îți spun când crești mai mare. Ia vino puțin, Ionică. Mi-aduci, mă, și mie un butoi de rom? Dar unde crezi că mă duc? Pe nave de pirați? Atunci măcar una de whisky. Ai terminat la mașina aia, Mielule? Hai, la treabă, Ionică. Nu mai visa că ai vers pe pereți. Bă, și-a mai trecut vreun an și ceva și a fost prostul la interviu și l-a luat. A plecat cu contract de 6 luni pe un vas de croazieră, Princess, cel mai mare de atunci, cel puțin așa ne spunea el. Și după 6 luni se întoarce acasă, alt om frate. Nu mai era anonimul care lucra la un atelier auto. Era John, plin de fițe și de bani. Auzise că s-a întors de vreo 2 zile, dar încă nu-l văzusem. Eu cu Senciuc de-abia așteptam. Pe la morlocul trecuse cu o zi înainte. A venit Ionică pe la tine, mă? A venit, dă-l dracu de prost. Ce ai, mă, cu el? Nici nu m-a băgat în seamă, Senciuc. Să vezi cum vorbea prostul. Ziceai că e mare om. Și tot zicea ok, ok. Și tot felul de cuvinte în engleză. Poate ți s-a părut morloce. A stat mult? 10 minute, mă. A luat-o pe sor mea și a plecat. Mai târziu în ziua aia, eram la poartă la Mutalan. Îi așteptam pe ăștia să vină să mergem la fotbal. Când intră unul pe stradă, îmbrăcat la costum, cu freza făcută, o servietă în mână, mergea de zicei că a trecut întâi pe la Vlad Țepeș, avea un băț înfipt în curte. Ăla Ionică, mă? El e Gigi, hai repede spre el. Și ne ducem noi repede spre el bucuroși, îi întind mâna, ce faci, Ionică? Ăsta scoate mâna din buzunar, se oprește și duce ceva la ureche. Yes, yes, I arrived din Romania. 2 days, I see you there. Și trece mai departe. Poate nu ne-a recunoscut, Gigi. Nu are, mă, cum, dă-l în carasul meu de prost. Noi de-abia așteptam să-l vedem, frate, și ăsta nici nu ne-a băgat în seamă. Dar așa făcea cu toți. Când se apropia de cineva, scotea mobilul din buzunar și se făcea că vorbește cu cineva în engleză, să se dea mare. Când vorbea cu tine, din 3 cuvinte, unul era în engleză. Era un fel de răducioiu. Ăla uitase româna după 3 luni în Italia. Ăsta după 6 luni pe pescador, că probabil acolo a fost. A doua zi a venit pe la tata. Ne-a adus și nouă cât un tricou și câteva aparate foto de unică folosință. Și pe urmă ne-a invitat pe la el, pe acasă. Toate astea se întâmplau în perioada în care am furat eu cu Mutalanul bobinele de cupru. Trecuse aproape o săptămână de când golise cu frasul lui Capră magazia. Eu încă mai aveam cele o bobine. Mai aveam una de desfăcut și terminam cu ele. Puteam să le duce la centru să luăm banii pe ele. Și a doua zi dimineață mă pun din nou pe treabă. Eram hotărât să termin și ultima bobină. La jumătate de oră așa, aud pași în curte. La ora aia trebuia să fiu singur acasă. Ba capul pe ușă și era tata cu Milică. Veneau spre mine. Nu știam ce să fac, m-am panicat. Am lăsat alea acolo și am intrat în WC-ul din curte. Era la 2 metri de camera aia în construcție. Pe timpul ăla încă aveam căcăstoare în curte, ca la țară. Trag ușa și stau acolo ascuns. Mirosea de te trăznea, frate, dar trebuia să rezist. Intră ăștia în camera aia acolo, a ceruse Milică un sac de ciment, construia și el ceva pe acolo, când vede tata bobina de cupru. Nu știu ce să mă mai fac cu copilul ăsta. Le-au furat, este? Se duc amândoi? Doar Gigi se duce cu ăla alu Carrera. Ai vorbit cu el? Explică-i că nu e bine. Am vorbit, dar înțelege? Zice că nu le fură, nu recunoaște. Lasă că vorbesc eu cu el. Păi se poate. Bă, și s-au luat ăștia la vorbă și nu mai plecau de acolo. Trecuseră vreo 20 de minute. La un moment dat, zice Milică că pleacă, că are puțină treabă. Mili, nu e sacul, mă? Îl iau mai târziu, am o urgență. Bă, du-te, mă, aici, e WC-ul la 2 metri. Eu când am auzit, m-au luat toate transpirațiile, îmi stătea inima în gât. Nu, mă, mă duc la mine. Intră, mă, aici și deschide ușa la WC-ul. Eu eram acolo lipit de perete, n-am mai ținut cu nici de păianjenii care mișunau pe acolo. Nici că murdăream hainele de școală, nimic. Nu, mă, mă duc la mine. Ce faci, mă, treabă mare? Nu, mă, dar mă duc la mine. Intră, mă, aici, ți-e rușine? Bă, lasă-mă, dracu, că fac pe mine. Mă duc la mine, la WC-ul. A plecat Milică repede, norocul meu că ăsta era mai scârbos, nu folosea decât toaleta lui. Și cum noi aveam și toaletă în casă, asta din curte nu arăta prea bine, rar o mai folosea cineva. Dar pericolul tot nu trecuse. Tata se apropia de WC-ul. A crezut că vrea să intre, dar s-a apropiat și a închis ușa. I-a pus și zăvorul pe afară. A plecat tata, a mai stat vreo 2 minute și a împins ușa cu tot cu zăvor. A răsuflat ușurat, nici nu mai aveam aer acolo. M-am pus repede pe treabă, am terminat și ultima bobină și am băgat cuprul în ghiozdan. Era plin ochi cu sârmă. Planul era să-l aștept pe Senciuc să vină de la școală, să aruncăm bobinele alea fără sârmă și să mergem să vindem cupru. Apare și Senciuc,
merge cu bobinele în grădiniță și le aruncăm acolo, ne întoarcem, iau ghiozdanul cu cuprul în spate, înainte de asta îl cântărisem cu un cântar de casă, de la de mână, vreo 9 kg jumate, chiar mai bine decât credeam. Ieșim pe stradă, dar vedem pe Milică la poartă și eram sigur că dacă mă vede mă ia la întrebări. Îmi face jumătate de oră morală, plus că exista riscul să descopere cuprul din ghiozdan. Hai pe partea asta repede, Senciuc. Ocoli mult, mă. Hai repede să nu mă vadă Milică. Și o luăm pe lângă gard spre colțul celălalt. Era mai mult de mers, dar era mai sigur. Și aproape de jumatea străzii, unde stătea Ionică, iese ăsta la poartă. Și ne vede frate, ce într-o dată și-a adus aminte de noi, exact când nu trebuia. Gigi, Senciuc, haideți la mine, o. Ce facem, Gigi? Acum venim, Ionică. Trebuia să gândesc repede, n-aveam mult timp la dispoziție. Și în timp ce mergeam spre el, am trecut pe lângă vecina de lângă ăsta. Asta avea flori în fața curții, destul de multe. Și au ghiozdanul și l-arunc acolo. Am avut alternativă. Intrăm la Ionica în curte și s-apucă ăsta de povesti, frate. Cum a fost acolo, cum a ajuns mare șef în 2 luni, tot felul de prostii. Și exact cum zisese Morlocu, din 5 cuvinte unul era ok și mai strecura și cu un cuvânt în engleză din când în când. Eu mă gândeam doar la rucsacul cu cupru și cum să plecăm mai repede. Și la vreo jumătate de oră, când prin momentul, ce zic? Mergem, Senciuc, ne așteaptă ea la fotbal. Unde plecați, mă? Let's go în casă. Ne jucăm un joc, ok? Trebuie să plecăm, venim după la tine. Ne întoarcem într-o oră, Ionică. Și plecăm repede. Luăm ghiozdanul din florile lui aia, încă era acolo, și o tulim spre centru de fier vechi. Dar când ajungem acolo, tocmai ce încărcau containerele într-un tir. Și în experiența noastră dura cel puțin 2 ore. Nu aveam atâta timp. Ce facem, Gigi? L-ascundem pe aici? Nu, Senciuc, rămânem fără el. Hai la tasul lui Ion. Dă-l dreacul de nenorocit să ne fure iar. Nu, mă, merge la centru la nou. E cam periculos, Gigi. Știu, Senciuc, dar n-avem ce face. De ce era periculos? Nu toți primeau de la copii. Unii puneau întrebări că de unde le ai, alții te păcăleau la cântar. Dar ne riscăm și mergem acolo. Intrăm, ne ducem la unul. Avem și noi niște cupru, nene. Se uită la noi, ne măsoară de cap în picioare și strigă la altul. Ia vină, mă, vezi ce faci cu copiii ăștia. Vine ăsta, un burtos la vreo 40 de ani cu ceafă de bivol, genul de bombardier expirat. Ce aveți mai aici? Sârmă de cupru. O pune ăsta pe cântar 5 kg jumate. Eu știam sigur că are cel puțin 9. Nene, are 9 kg, am cântărit-o acasă. Nu faceți hozmă? Nu, nene, poate e cântarul defect. Mai pune cuprul odată pe cântar? Ați avut dreptate. Era defect. 4 kg jumate. Eu mă uitam la Senciuc, Senciuc la mine, burtosul la noi. Îl ducem în altă parte, nene. Dar ce să mai duci, frate? Scoate la 50 de lei din buzunar, ia de aici și tăiați-o, să nu vă trag și câte una. Și am făcut singurul lucru pe care îl puteam face. Am luat banii și am fugit de acolo. Ne-a plătit doar 3 kg, dar n-aveam ce face. Nu puteam nici să spunem nimănui, așa că ne-am mulțumit cu ce am primit. Eram într-un fel fericiți că nu ne-am luat-o pe coajă de la ăla. Plecăm de acolo și bătuți și fără bani. După asta ne-am dus pe la Ionică, a venit și Morlocu și ne-am jucat toată ziua acolo. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, nu te ascunde în WC-ul, frate. Și nu uita de unde ai plecat. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa! Paște fericit, fraților!